concret, pesediștii vor să instituie o nouă infracțiune, aceea de cumpărare de voturi, care să fie pedepsită penal, în timp ce sancțiunea de tip electoral ar viza eliminarea din competiția candidatului care încearcă să facă o astfel de manevră. Avem în vedere că în proiectul de lege, care va fi supus analizei și colegilor din Partidul Național Liberal și probabil că va avea girul Uniunii Social-Liberale, să prevedem că în campaniile electorale nu se pot distribui decât materiale promoționale, care vor fi definite într-o listă clară și avem în vedere pliante, pixuri, nu alimente, nu îmbrăcăminte, nu bani. Sancțiunea pentru cei care încalcă legea trebuie să fie o sancțiune de tip penal. Vom avea în vedere instituirea unei infracțiuni noi, aceea de cumpărare a voturilor, și de asemenea o sancțiune de tip electoral, o sancțiune electorală, interzicerea participării în continuare la competiție a candidatului care a făcut, sau în numele căruia s-a făcut cumpărarea de voturi. Dacă în guvernarea social-democrată era permis orice tip de mobilizare, funcționarii publici fiind vârf de lance în campania electorală și nu numai, potrivit acestei propuneri legislative, aceștia ar putea fi sancționați penal și administrativ dacă vor fi prinși la vreo astfel de manifestare.